Vestea nopții despre Ion Țiriac Anunțul făcut de un apropiat al miliardarului, aș vrea să vă spun. Anunțul momentului despre Ion Țiriac Iată ce a făcut fostul jucător de tenis pentru binele România. Prințul Dimitrie Sturza a făcut noi dezvăluiri pentru a închide gura cârcotașilor. Recent, prințul Dimitrie Sturza a simțit nevoia să îi ia apărarea lui Ion Ciriac, care este adesea criticat din cauza vânătorilor pe care le organizează în satul Balc, județul Bihor. Potrivit spuselor sale, fostul jucător de tenis a organizat partidele de vânătoare pentru a atrage oamenii influenți din Europa de vest în România, precum Klaus Mangold, producător Mercedes președinte al Consiliului Consultativ al Grupului de Consultanță Financiară Rothschild, Wolfgang Porsche din familia proprietarilor Porsche, Robert Peugeot, acționar majoritar al Peugeot. Sandor Xani, președintele OTP Bank, Stefan Ricci, creator de modă, Jose Merino Jimenez, banker celebru și Alfred Baumhauer, fabricant al produselor de lux Cartier. Aș vrea să vă spun ceva despre Ciriac. El organiza la Balc o vânătoare foarte profesionistă, într-un sat foarte mare. Acolo a invitat de la început și a fost foarte inteligent, cei mai mari conducători industriași din Europa. Au venit ăștia de la Mercedes, de la Porsche, toți ăștia foarte, foarte mari și a creat o imagine pozitivă României. Vânătoarea făcută de domnul Siriac era foarte profesionistă mistreții puteau să scape, iar cei mai inteligenți scăpau. Siriac a adus investitor acolo și ar trebui să primească o medalie, nu critici pentru treaba asta. A declarat recent Dimitrie Sturza în cadrul emisiunii TV Prietenii lui Ovidiu de pe Gazeta Sporturilor.